La ce merge? Ce mai merge bine în țara asta? Îmi zice Vlad de la Sunet, bună dimineața Vlad, îmi zice că merge. Ei, merge cum merge. Ar merge mult mai bine dacă ați da și voi un șer, să se adune lumea, să nu vorbesc așa calaler. Bună dimineața și bine v-am găsit. Începem această ediție a cafelei de după cu un anunț foarte important. Nu știu pentru țară, dar pentru noi care formăm mica comunitate din jurul cafelei o să fie un anunț foarte important. În ziua de Paști sau de Paște, depinde cum ești, în 5 mai, adică pe la 6 seara, v-am pregătit o ediție specială, senzațională, 35 de minute ține și nu conține reclame. Mă rog, ce bagă internetul, că ar face și el un ban de pe pielea lui Bendea, nu? E, cum nu e plasare de produse și face parte din glume. Sketchuri, scenete, interviuri, o să fiu și eu la... Numai pentru asta să urmăriți, că o să fiu îmbrăcat la sacou. Cei nostalgici o să zică, ei, de pe vremea când era Bendea la Tonic Show. Era mai tânăr, mai slab și cu glume bune. Hai să ne mai dăm o șansă, dragii mei. Așadar, pe 5, în ziua de Paști, mai, da, de la 6 seara, o ediție cu totul și cu totul specială. Până un alta să nu uităm că în weekend urmează floriile sau intrarea Domnului în Ierusalim. Imaginați-vă cum era atunci Mântuitorul, simplitatea întruchipată intra în Ierusalim. Mulțimea adunată îl primea ca pe un rege. Strigau acolo, o sana, Osana, cineva au zis, da ia urt, n-ai. Și la, și la... o săptămână, acum nu, că vorbim lucru ce este. Și la o săptămână aceeași mulțime să strige, răstignește, răstignește. Vedeți firea omului, așa și așa, de la o săptămână la alta. Numai noi rămânem neschimbați acei de la o săptămână la alta, la cafeaua de după. Înainte să intre în Ierusalim este pilda aia, sau mă rog, întâmplarea aia că Mântuitorul îl înviase pe Lazar Lazar ce-o făcut? Era tinerel o pleca de acasă să adune ceva dintr-un copac pentru animale ceva muguri și mai Maica să-i o zi, zice zice, dar grăbește-te că fac plăcinte așa e istorioară, grăbește-te că fac plăcinte, a săracul orca sus în pom, o culește, o culește și zice ioi, plăcintele lui mami și Craca o clacat claca, o cracat, pac, o căzut, o murit. Mântuitorul l-a înviat și-o zis la plăcinte, nu înainte, ai grijă. Dezlegare la pește, dezlegare și la cafele. O cafea cu totul specială de la bunul meu prieten, Vali Căciură, cu gireanu albanezul plecat pe Anglia. buymeacoffee.com slash nicubendea O cafea, o sana, ce aveți? Mm. Ah! să trecem la subiecte mai puțin plăcute, e cam amară, dar e bună. Carmen s-a săturat după 28 de ani de vigilie. Soția cerebrului manelist a divorțat. A băgat divorț, a văzut niște poze în care Vali Vigelia o prindea de posterior pe una din amante. Ca atare s-a băgat divorț. Deci a prins-o pe amante de posterior și pe soția a dat-o la fund, cum ar veni. Soția declara, zice, vigilie ca vigilie, dar în ultimul timp, în ultimul timp în pat era cam uh, o boare numai oboare. Carmen Vigeliev. Tot este Carmen, ați observat. Carmen Minune, Carmen Vigeliev. Carmen Iohannes, da. Ce să facă și dânsa în săptămâna verde? Nu, că știu problema asta de la școală. Unde ducem pe copii? Păi la muzeu, la botanică, în parc. Ia unde s-a dus de săptămâna doamna profesoră Carmen Io în Corea de Sud. Bă, nu? Hai, e grele, Werner, i-cu dus întors, mai ales că au mers iară în aeronava prezidențială, iar Iohannis a spus că s-a întâlnit cu omologul său corean să mă bei. Ce nume, să mă bei. Așa o să-i spunem și noi peste câteva luni că o lăsat, o lăsat să se certe de la primăria capitalei. Pusese ei un ortoped, ortoped, mă, și ori dat ăștia la joale, eu trebuie să renunțe la candidatură. Îți dai seama? Nu putut sta el pe picioare. L-or fracturat. Noi șchiopătăm țara. Șchiopăt ar fi avut nevoie Bucureștiul de un ortoped, dar așa în loc de un ortoped, PSD-ul o propune pe Firea, PDL-ul pe Burduja, PDL-ul, PNL-ul, în fine. Să se bate cu piedone. Păi cam filmele cu piedone, trebuie vă 4-5 ca să, cum dă de el, uș, mie îmi plăcea numai sunetul lovitul, pătății distrugea, da? Rareș Bogdan da. a zis că nu se bagă, o să zice, se candidez la capital, auzi, țărănetele din Ognamurești, zice, la care capitală? Roma, Londra, știi? Puturosu, e pe locul 5 la absențe în Parlamentul European și mai vrea un mandat. Și nu a avut curajul să candideze de primar la capitală. Bă, stai băiat, Dianos, Ardelean, Transilvania, mă, curajos, cacă în drum și fuge în tufe. Spre deosebire de Sânțarianu, de care-și duce boala cu demnitate. La 80 de ani a făcut o petrecere cu 400 de invitații. Îți dai seama, la 80 de ani, la Corbianca, ca paradisul verde. L-au întrebat jurnaliștii ei, în urmă cu 10 ani petreceați în Thailanda. Da, luam trei de thailandeze, mă retrăgeam patru ore. Acum, după zece ani, cea mai slăbit. Acum am mai slăbit. Nu mai merg în Thailanda, dar tot trei Ha! Nu uitați, în ziua de pași la șase seara, ediție specială. Atât pe Facebook cât și pe YouTube, o vom posta. Bine că vor decupații și vor pune pe TikTok ca să mă întâlniți pe drum să ziceți ce știu de pe TikTok. Asta e. Suntem generoși că suntem creștini și avem suflet mare. Weekend plăcut și toate cele bune!